Recipientele din sticlă au fost găsite în 6 gropi în pământ. Specialiștii au catalogat descoperirea drept spectaculoasă și fără precedent. Food remains have been found in other parts of the world and even ancient food remains. But finding what is essentially fresh fruit 250 years later is pretty spectacular. All the stars sort of have to align in the right manner for that to happen. Sticlele au fost descoperite grație unui proiect de 40 de milioane de dolari privind revitalizarea edificiului care va împlini curând venerabila vârstă de 250 de ani. Recipientele conțin cireșe și probabil coacăze sau agrișe. Fructele au fost conservate impecabil, afirmă specialiștii. Potrivit acestora, responsabilă de treburile în bucătărie în perioada respectivă, era o sclavă special aleasă de Martha Washington, soția fostului președinte american. Celor doi le plăceau mult cireșele, mai ales atunci când erau amestecate cu alcool. The total bottle count was 35 bottles. That's recovered from 6 different storage pits. Of that 35, 6 were broken, so 29 of the bottles contained intact fruit contents. Departamentul American de Agricultură va face teste ADN asupra fructelor și sâmburilor. Unul dintre răspunsurile pe care oamenii de știință îl așteaptă cu nerăbdare este dacă vreunul dintre sâmburi poate fi plantat pentru a rodi.